Bună și bine v-am la un nou video! Astăzi vreau să fac un nou video în care să vă prezint ce se află în ghiozdanul meu pentru școală și să dau startul serii Back to School. Nu am făcut Back to School Supplies Haul pentru că mi-am dus cam multe dintre rechizitele la școală, mi-am pus deja coperțile pe caiete, etichetele, așa că nu avea rost să le întorc din nou de acasă, de la școală înapoi și așa. Posibil să facem anul viitor, doar că anul acesta nu. Și hai să trecem la what's in my backpack. Așa. Am dat drumul și la daily vlog. Deci v-am anunțat în primul daily vlog după mult timp că am reînceput seria de daily vloguri și chiar acum telefonul filmează pentru daily. Așa că da, haideți să trecem să nu mai pălăvrăgim atât, pentru că deja prea mult am vorbit. Să începem. Acesta este ghiozdanul meu. E unul destul de mare, dar nu a fost scump, așa că să începem. Are 1, 2, 3, 4, 4 compartimente și este pentru sticla cu apă, are 2. Am materiile, să le scot mai întâi pe ele. Am mate și aici am engleză, deci asta am primit noi pentru astăzi temă. Și da, aici în interior mai are un buzunar în care am un pachet de șervețele umede, tot timpul l-am pentru că îmi trebuie neapărat pentru orice, mâini, orice. Și acestea sunt, aceasta este salvarea mea. Astea sunt de la Sien, cu castravete și ceai verde, le ador, știți că mie îmi plac șervețele umede de la Sien. Aici am cheia de la dulap cu acest breloc cu un păițel, da, dulapul de la școală pe care nu-l mai prea deschid pentru că țin mai mult cărțile în bancă și nu mai prea folosesc dulapul, dar uneori se mai întâmplă. Și de obicei aici țin și caietul de note, doar că momentan nu îl am. Așa, după salvarea mea extremă pe care o folosesc tot timpul, baterie externă, da? Pentru că știm cu toții, telefoanele se descarcă. Momentan astăzi nu s-a descărcat până acum. Dar oriunde merg, trebuie să iau baterie externă pentru cu mine, pentru că dacă telefonul meu nu mai are baterie, înseamnă că gata, nu mai e. S-a terminat totul. Nu e chiar așa, dar să mă și un pic în oglindă. Îmi trebuie neapărat baterie externă pentru ceea ce înseamnă telefon, pentru că se descarcă. Nu foarte repede, dar se descarcă ca orice telefon. Așa că salvarea mea este bateria asta. Este o baterie de, vă spun imediat, cât? Ok, bate vântul frunzele. Se poate muri. 12.750 de miliamperi. Mi-ajunge cam pentru 3-4 încărcări. Sau 4-5, cam așa. Și am un cablu de la iPhone. Toată lumea știe cablurile de iPhone care se deteriorează. Și pe ăsta l-am ars. Pentru că știu eu să am foarte mare grijă de lucruri, dar da, bateria externă este una dintre cele mai bune prietene ale mele, pentru că ea mă încarcă telefonul și ea mă ajută să mă mențin pe viață și pe social media. Așa. După, în al doilea buzunar, am zis ca pentru el să îl umplu cu un penar. Am acest penar, este de la Daco, dacă nu mă înșel. Este un penar foarte fain. Îl să-l și deschid, doamne, vă arăt. Așa, cam așa este compartimentul pentru scris. Aveam și un marker aici de la Snyder, doar că l-am pierdut astăzi. Habar n-am și în restul compartimentelor am culori de la Daco, tot de la Daco. Deci în al doilea buzunar am ăsta, al treilea buzunar. Nu am nimic în el, doar că mă ajută uneori pentru că uneori când mai am nevoie de bani, ca orice om, mai pun în ăsta, pentru că în ăsta mic pun foarte multe chestii și se amestecă între ele bani, că și alte chestii și nu. Așa că dacă am nevoie, nu știu, să cumpăr ceva sau pentru la școală, să zicem, să zicem că aș pune în compartimentul ăsta, dar diferă, depinde cum am chef. Și am terminat, cred că deja videoul, pentru că s-am cam terminat cu ghiozdanul, dar vedem noi cu ce mai umplem. Aici am acest buzunar
în care pun uneori telefonul, dar nu tot timpul, îl mai țin în buzunar și așa. Am abonamentul, abonamentul pentru Codrean. Se trebuie să dau și un zoom și nu știu dacă merge. Ia. Cred că vedeți ok, abonamentul meu, yeah! Și am o husă pentru el, husă care este destul de uzată și este și puțin ruptă și puțin cam mizerabilă, pentru că am zis de multe luni că o să o curăț și las că curăț la viitorul abonament, curăț la viitorul și n-am mai curățat-o, dar oricum în ăsta țin de fiecare dată abonamentul. Abonamentul ăsta cu ăsta pot să mă duc de câte ori vreau și să vin de câte ori vreau din Făgăraș în Șercaia. Așa că da. Abonamentul eu fac cam aproape în fiecare lună, dar depinde. Așa, după mai am dacă vreau să-mi cumpăr ceva de mâncare, trebuie să am și așa ceva, deși nu am mulți, maxim 5-10 lei. Și încă câteva prietene pentru telefon care le folosesc în autobuz de mă apucă rău câteodată. Căștile mele de la iPhone vi le-am arătat de 100 de ori în videoclipuri. Am doar două, de fapt am trei perechi de căști, una de la telefonul anterior înainte de a avea iPhone. Am niște căști de la Beats pe care nu prea le folosesc, nu știu ce le-am cumpărat. Și astea le bag în iPhone și sincer nici nu stau, nici nu văd când trece timpul. De exemplu, mi le pun, pac, am ajuns în autobuz, le-am băgat și când ajung, deci nici nu-mi dau seama cum a trecut timpul. Zic, what? Am ajuns deja? No. Ascult de obicei... și acum, uite, tot lungim videoul. Ascult de obicei... Halo de la Beyoncé, deși n-am mai ascultat de mult. Îmi place foarte mult Señorita, I wish that could be today. Da, asta îmi place super mult. Și aș mai avea I Am Better Off, care e o muzică pe care mă introduc uneori în vloguri, dar mie mi inspiră multă imaginație și creativitate, așa că o mai ascult uneori și îmi place super mult pentru că mi inspiră foarte multă imaginație. De asta îmi place atât de mult și așa. Alte chestii, tot legate de școală, ar fi aplicația calculator, pentru că o folosesc, și altceva nu cred că ar mai fi. Uneori Google Translate, pentru că am nevoie de unele chestii, și în rest nimic pentru școală și cred că am terminat și videoul. Cam atât iau eu cu mine la școală, nu iau nimic, cred că diferit. E nu toată lumea își cară baterie externă, poate unii și-au încărcătorul, dar eu nu car încărcător. Așa că baterie externă și aveți în mod de da, abonamentul da, cheile de la dulap da, căști da, cred că totul este normal. Dar am vrut să fac și acest video ca să vedeți și voi. Și în afară de asta mai țin bine mult minunatul carnet de note pe care nu l-am momentan, dar da, cam asta ține un ghiozdan. Și cred că aici încheiem și acest video. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați de thumbs up dacă v-a plăcut. Sper că vă place cum am tuns, deși nu este nimic nou și nu prea am volum, dar asta e. Data viitoare vă promit că revin cu ceva mai bine. Și sper că v-a plăcut din nou video. Sper că v-a plăcut și ghiozdanul meu minunat, care nu este cine știe ce, dar mie îmi place pentru că este simplu, tocmai așa. El are negru aici la burete, blomaren și portocaliu. Și un pic de alb, că scrie sport pe, în rest nimic. Simplu, una, două, cam patru culori și da. Cam atât și cu acest video, sper că v-a plăcut, iar noi ne vedem la altul. Ne revedem data viitoare. Pa!